Bun găsit! Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și-a deschis din nou larg porțile către studiu. Luni a avut loc festivitatea de deschidere a noului an universitar 2014-2015 în auditoriumul Iosef Schmidt. Universitatea Suceavana a avut parte de invitat special la deschidere. Ministrul Justiției Robert Kazanciuc a fost cel care a ținut să ureze succes studenților suceveni. Generația mea, generația noastră, încearcă să schimbe ceva, să repare inedreptăți și cred că această universitate este o dovadă a fie faptului că în ultimii 2 ani am încercat să schimbăm ceva, am încercat să reparăm unele inedreptăți. Cum spuneam, ca ministru al justiției am pledat întotdeauna în guvern pentru creșterea investițiilor în educație și cred că în momentul de față bugetul educației al cercetării este de aproape 10 ori decât cel al justiției. Cu siguranță se poate face mai mult pentru educație, cu siguranță se poate face mai mult, așa fel încât, așa cum spuneam, să fim nevoiți să investim mai degrabă în școli, în cercetare, decât în instanțe și în penitenciare. Fiecare are șansa lui, credeți în ea, credeți și dumneavoastră că din acest anfiteatru poate porni cineva care poate contribui cu adevărat la schimbarea la față a României. Președintele Consiliului Județean Suceava, Ioan Cătălin Nechifor, a adus în discuție posibilitatea înființării unei facultăți de medicină la Suceava. La Suceava putem constitui și o facultate de medicină. Și spun asta pentru că viziunea guvernului s-a schimbat într-o măsură radicală și vreau să vă anunț că în scurt timp vom avea și o dotare medicală calată și pe pacient, dar și pe cercetare. Sperăm ca până anul viitor, în primăvară, să primim un angiograf extrem de performant care să intre într-un regim mixt și tratament medical, intervenții la infarct acut, dar și zona de cercetare și cred că trebuie să pornim cu curaj pe această nouă dezvoltare pe zona medicală în care Universitatea și Spitalul Județean să lucreze împreună. Prezent la deschidere, prefectul județului Florin Sinescu a precizat că instituția pe care o reprezintă va fi întotdeauna alături de universitate. Avem marea șansă să avem Universitatea la Suceava, reprezintă pilonul cel mai important de dezvoltare. Sunt foarte multe specialități, masterate, doctorate, care, iată, se dezvoltă la Suceava și ajungem la un număr foarte mare de studenți, undeva 9.000, am înțeles, în acest an. Ceea ce înseamnă că adresabilitatea pentru Universitatea Ștefan cel Mare este importantă, înseamnă că la Suceava se întâmplă un învățământ universitar de calitate și sigur sunt convins că acest lucru s-a putut realiza prin munca dumneavoastră, a profesorilor, a rectorilor care după 90 au realizat această infrastructură la Suceava. Eu cred că este una din universitățile la care s-a investit foarte mult în infrastructură. Rectorul Universității, Valentin Popa, a încheiat festivitatea făcând o prezentare a instituției. Bun venit, bobocilor noștri! Iată, peste 2200 de tineri studenți vor începe astăzi cursurile universitare la Universitatea noastră, la programele de licență, zi și învățământ la distanță și peste 1000 de noi studenți vor începe cursurile de masterat. Aș vrea însă să subliniez că în acest an avem și 60 de noi doctoranți, o creștere substanțială față de anul trecut, o creștere cu 20% în procente, lucru cu care ne mândrim și sigur este unul dintre argumentele importante pentru a solicita Ministerului o suplimentare a locurilor bugetate, deoarece cele 30 alocate până în prezent sunt evident insuficiente pentru interesul acordat acestui ciclu Bologna. În pofida subfinanțării învățământului și a cercetării, în ciuda persistenței efectelor crizei economice, conducerea Universității Suceava a decis menținerea taxelor de școlarizare la nivelul anului anterior.